Am revenit și în această seară alături de noi, avem pe doamna Adina Romanescu, director al Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult, în prima instanță, că ați acceptat invitația și mai mult decât atât că ați fost foarte promptă în a veni în această zi, ca să împărtășim telespectatorilor noștri activitățile multiple, proiectele foarte îndrăznețe și mari pe care le derulați în cadrul Liceului de Informatică Grigore Moisil. Și pentru început o să vă întreb în acest moment care este proiectul de anvergură și o primă liniuță pe care o trecem în această perioadă în ceea ce privește dezvoltarea și activitatea liceului pe care îl administrați. Este greu să vorbesc de un singur proiect. Totdeauna în liceul nostru există așa o efervescență de foarte multe proiecte, foarte multe idei pe care reușim cu adevărat să le implementăm. Și totul este important. Elevii noștri au nevoie și de digitalizare, au nevoie și de artă, au nevoie și de experiențe europene de învățare, încât nu aș putea să menționez un singur proiect care este cel mai important. Toate sunt la fel de importante pentru ei și pentru noi ca școală. Bineînțeles, dar să începem să le povestim, să le punem pe tablă, ca la școală, cum s-ar spune, în ordinea lor, poate nu neapărat cronologică, cât care cum se desfășoară în acest moment. Aș putea să vă spun de proiectele săptămânii trecute, dar înainte de a ne opri la ele, o să vă menționez că am început acest an școlar sub semnul unei digitalizări continue. Ne propunem să extindem foarte mult acest proces, pentru că digitalizarea este un fenomen care va conduce mult către eficiență în educație și este nevoie de acest lucru. Încă din vremea pandemiei, chiar înainte de a veni pandemia, doamna director adjunct, doamna profesoară de informatică Mihaela Călfoaia a creat un catalog electronic, o aplicație pe care dumneaei o întreține și o oferă gratuit elevilor și comunității LIS pentru utilizare, ceea ce ne-a permis și în vremea pandemiei și ne permite și acum să avem o monitorizare a rezultatelor școlare foarte bună. Sigur că ne interesează în continuare să ne digitalizăm cât mai mult. Dacă vom reuși să automatizăm toate procesele care consumă timp al angajaților și ei nu se pot dedica altor tipuri de activități, o să fim cu adevărat mulțumiți. Dar în același timp, tot timpul am încercat să transformăm în oportunități toate finanțările nerambursabile care există în acest moment și este vorba în principal de programul Erasmus Plus, care oferă niște oportunități de dezvoltare ale competențelor elevilor și cadrelor didactice deosebite. Oferă un sprijin de asemenea în elaborarea resurselor educaționale deschise care pot fi utilizate ca și instrumente de lucru pentru orice școală. Avem și anul acesta 7 proiecte europene în derulare, 6 proiecte Erasmus Plus, un proiect POIM. Și ne propunem totdeauna să reușim să accesăm cât mai multe finanțări, pentru că elevii noștri au foarte multe nevoi de învățare. Oricum, dacă îmi permiteți, este un domeniu, cel al informaticii, exact cum discutam și înainte să intrăm în direct cu telespectatorii noștri, un domeniu care este din ce în ce mai căutat pe piața muncii. Din ce în ce mai mulți copii, chiar de la vârste foarte fragede, se îndreaptă către acest domeniu, către a-și dezvolta anumite abilități pe care aceștia mai târziu să le utilizeze în asigurarea unui loc de muncă cât mai bine plătit, pentru că știm că IT-ul este un domeniu, unul dintre cele mai bine plătite domenii din România, de la noi, chiar și din străinătate. Și, într-adevăr, toate aceste lucruri, nu trebuie să uităm că partea aceasta de IT este o muncă care nu prea te ajută să ai acea latură mai personală asupra lucrurilor. Tocmai cum ați spus și dumneavoastră, diverse activități pe care doriți să le implementați pe lângă aceste lucruri de informatică îi ajută pentru dezvoltarea lor personală. Și legat de aceste oportunități de Erasmus, care sunt țările care vă ajută în colaborare? Am avut colaborări în programele Erasmus cu foarte multe țări din Uniunea Europeană, Italia,
Spania, Portugalia, sigur am avut parteneri și din Marea Britanie care a ieșit din Uniunea Europeană, partener Turcia, care este în afara Uniunii Europene, dar a fost la fel o țară parteneră în multe proiecte pe care le derulăm și le-am derulat și sigur lista poate continua. Belgia. Cum arată un program Erasmus Plus între liceul de informatică, teoretic de informatică Grigore Moisil și un alt liceu dintr-o țară europeană? Și nu doar. Sunt mai multe tipuri de proiecte care pot fi accesate. Noi am avut, de exemplu, activități de învățare pe care le-am organizat în comun pentru elevii tuturor școlilor partenere din țările din Europa. Asta înseamnă că în fiecare țară se organizează o activitate de învățare interculturală la care participă echipele de proiect din țările partenere. Cum sunt selectați elevii, liceenii care se participă la aceste Există proiecte? Există selecție atunci când începe proiectul, cu criterii foarte clare, perioade de selecție, lumea își poate depune documentele pentru selecție, sunt probe practice, interviuri, e un întreg proces de selecție care se derulează. Se înscrie cine dorește și este eligibil, desigur, pentru grupul țintă. Grupul țintă poate să aibă anumite caracteristici de vârstă sau anumite competențe pe care vizează să le dezvolte ulterior și care trebuie să fie prezente la începutul proiectului la elevii respectivi. Am înțeles. Îmi povesteați mai înainte de aceste proiecte de digitalizare sau proiectul de digitalizare pe care doriți să îl desfășurați în continuare în liceul de informatică. Pe lângă acest poate catalog electronic și aceste metode cât mai ușoare de a își desfășura activitatea elevii, avem poate în liceul Grigore Moisil, putem să numim un liceu cu standardele Uniunii Europene, cu table smart, sau doriți să tindeți către astfel de oportunități pentru liceeni? Avem o tehnologie, o dotare cu tehnologie, eu spun, adecvată și ceea ce m-a bucurat foarte mult, noi ne bucurăm de vizita absolvenților noștri destul de des, chiar ieri ne-a vizitat un absolvent, puțin spus vizitat, chiar își derulează practica pedagogică la noi în școală și ceea ce m-a bucurat mult la absolventa noastră mi-a spus, arătăm ca în orice țară din Uniunea Europeană unde se consideră că sunt oferite condiții de studiu foarte bune elevilor, a rămas chiar impresionată. Sigur, toate lucrurile acestea sunt posibile tocmai cu sprijinul absolvenților noștri și al companiilor IT. Ați spus și dumneavoastră că este un domeniu în care resursa umană este valorizată corespunzător și financiar. Aș adăuga la ceea ce ați spus, în care resursa umană este într-adevăr susținută să se dezvolte și asta cred că este extraordinar de important pentru noi ca și școală, pentru că ne-am propus mereu să împrumutăm, să transferăm și către școală bunele practici în managementul resurselor umane din companiile IT. Și dacă tot ați adus în discuție companiile IT și acest transfer pe care dumneavoastră și liceul, de fapt, și-l dorește a-l avea, o să doresc să le povestesc și telespectatorilor un proiect care mie mi se pare o idee nemaipomenită pentru liceeni și pentru viitorii angajați, pentru că despre asta este vorba la urma urmei, adoptă o școală pentru Iași, dacă nu greșesc eu, un titlu destul de sugestiv, însă te poate induce un pic în eroare dacă nu înțelegi ce se întâmplă în spatele acesteia. Așa că o să vă rog să ne povestiți despre acest proiect Adopt o școală pentru Iași. Adopt o clasă pentru Iași este un proiect extrem de complex pentru că el reunește pe de o parte chiar valori ale organizației noastre pe care le-am promovat dintotdeauna. În primul rând este vorba de comunitatea pe care încercăm mereu să o dezvoltăm în jurul nostru. Avem o comunitate foarte mare formată din absolvenți, elevi, părinți, profesori și profesori care au trecut altă dată prin cancelaria noastră. Încercăm și cu dumnealor să menținem mereu un dialog. Și atunci absolvenții din companiile IT au venit de această dată să ne sprijine în învățare alături de ceilalți specialiști din companiile IT.
avem nevoie de companiile IT pentru a reuși să ne dezvoltăm în direcția pe care ne-o dorim. Ne-am propus prin proiectul Adopt o clasă pentru Iași și, într-adevăr, să ne dezvoltăm toți împreună în armonios comunitate și să dezvoltăm comunitatea împreună, pentru că trebuie să dezvoltăm toți Iașul. Și companiile reamenajează o sală de clasă a elevilor pe care i-a adoptat. Îmi spuneați că există trei etape ale acestui proiect. Da, cu da. Mențiunea că... De ce reamenajează și o sală de clasă? Pentru că ne-am propus și aici să revoluționăm puțin ideea sălii de clasă. Nu se poate ca o sală de clasă să arate ca acum 20 de ani. Și considerăm că și elevii noștri chiar merită condițiile deosebite de lucru care sunt oferite în compania angajaților, și atunci companiile au venit către noi să ne sprijine să schimbăm puțin mediul de lucru, să fie un mediu prietenos pentru elevi, în care ei cu adevărat să devină creativi, să spună ceea ce gândesc, să reușim să producem cu adevărat inovații în sala de clasă. Și a fost extraordinar că ne-am bucurat de sprijinul absolventului nostru Cristian Micliuc de la Heaven Solutions. Compania Bitdefender a venit alături de noi și acum Centric. Am înțeles. Aceasta fiind o primă etapă a proiectului, reamenajarea unei săli de clasă, am înțeles. După aceasta, care este după aceasta etapă? Încep în concomitent training-uri de dezvoltare personală cu elevii din clasa respectivă și training-uri de dezvoltare profesională cu elevii din întreaga școală. Este o selecție deschisă de participare la aceste training-uri, pentru că fiecare companie va oferi un training în zona, într-o anumită zonă de interes pentru elevi. Elevii sunt foarte diferiți, fiecare are anumite interese de dezvoltare și de învățare, și atunci, dacă nu toți elevii din clasa adoptată de Bitdefender vor fi interesați de securitate cibernetică. Înțelegem. Deci este o, practic există o varietate de abilități, o varietate de posibilități și mai mult decât atât o varietate de alegere a da, tinerilor da. Liceni care se pot îndrepta pe o anumită nișă a ceea ce înseamnă informatica, da. Pentru că este un domeniu destul de vast. Eu doream să vă mai întreb legat de activitatea liceului, exact așa cum am menționat, dar o să mă repet, un domeniu, iată așadar, din ce în ce mai căutat și pe care foarte multe persoane, indiferent de vârstă, aprobă sau oarecum se îndreaptă către niște cursuri de IT, niște, observăm din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă către acest domeniu. Legate de performanțele liceenilor din cadrul Liceului de Informatică Grigore Moisil, putem trece în agenda câteva, poate, nu știu, premii obținute la competiții ori olimpiade internaționale de informatică? Am avut un an foarte bun și în privința excelenței în educație, pentru că ne-am spus că la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași suntem, ne îndreptăm mereu către excelență, inovație, conectare. Acestea sunt principiile liceului, să înțelegem, da. Cele pe care le-ați enumerat. Da, da. Deci, excelență, inovație, conectare. Excelență, inovație, conectare, în regulă, s-a notat. Da. Am avut niște rezultate deosebite anul trecut, vă spuneam, și chiar atunci când le totalizam, ne-am gândit și noi că parcă au respectat așa și un algoritm la informatică, de exemplu, unde am avut 21 de elevi de la gimnaziu calificați la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, 21 de elevi de la liceu. Dintre participanții la Olimpiada Națională, elevii noștri au obținut 7 medalii de aur, 7 medalii de argint și 7 medalii de bronz. Credeți-mă că ne-am uitat încă o dată pe statistică, zic că e chiar ca un basm, da, cifra 7. Da, un algoritm pe care l-au respectat așa extraordinar. Am avut 2 elevi calificați la Olimpiada Națională de Matematică, de această dată un elev din clasa a 5-a și un elev din clasa a 12-a. Am avut elev calificat la Olimpiada Națională de Chimie, care a obținut și premiu special. Am avut un elev care a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Lingvistică, elevă care a participat la Olimpiada Națională de Limbă Engleză. Vă spun ca să vedeți că este o diversitate, da, am înțeles, o multitudine a preocupărilor, și sigur. Și am avut 5 elevi care au participat la Info-Educație, la Olimpiada de Info-Educație și Creativitate Digitală. Și, desigur, rezultatul care a
reunit așa întreg cercul acesta al excelenței care ne-a caracterizat anul trecut, participarea la etapa internațională a competiției de robotică a liderului nostru Gabriel Victor Caciuc, însoțit de doamna profesoară Mirela Țibun America, și sigur vorbim și de rezultatele echipelor de robotică. Avem două echipe de robotică ale școlii, Pepper și Silis. Echipa Pepper s-a clasat pe locul 4 la nivel național. Au fost niște rezultate uimitoare, așa cum ne-au obișnuit tot timpul elevii noștri coordonați de colegii mei atât de dedicați. Într-adevăr, nu putem spune că nu am auzit despre aceste minunate rezultate în presă și în Iașiul acesta care zi de zi se pune la, să zicem așa, preia informațiile, plus că sunt niște lucruri care trebuie împărtășite și de care trebuie să fim mândri, pentru că așa cum avem universități de top în Iași, așa avem și licee care, vedem, pregătesc tineri care să ducă mai departe, știu, munca cadrelor didactice, dar și aceștia să se dezvolte cât mai armonios. Și referitor la acești tineri, care vedem că sunt viitorul țării, cum sunt ei denumiți, în momentul în care a apărut acest fenomen, pandemia respectiv, cumva mă gândesc că orice instituție a fost nevoie să fie transmisiuni live în ceea ce privește modul de învățare. Îmi spuneați acum câteva minute în urmă, cred că înainte să intrăm cu telespectatorii, nu mai rețin, încă informațiile au fost multiple și foarte prețioase, am încercat să le înmagazinez pe toate, faptul că aveți și un modul hibrid de învățare în cadrul liceului. Mai funcționează acesta? Ori doriți poate să ruleze de acum înainte, poate pe tot parcursul anilor viitori? Cum v-ați gândit în să pandemie procedați? Am desfășurat online cursuri cu o calitate deosebită, cel puțin în privința utilizării tehnologiei. Pe noi pandemia ne-a găsit pregătiți. Sigur că nu înseamnă că dacă pandemia este pe o curbă descendentă, renunțăm la ceea ce înseamnă tehnologie în educație, așa cum noi încă din anii 2000 am creat softuri educaționale și am văzut această oportunitate a tehnologiei de te ajuta, care te ajută să ajungi mai repede la elevi și te ajută să-i conectezi la învățare. În continuare se desfășoară activități hibrid, sunt studenți la practica pedagogică care unii pot fi în sală, unii pot intra de acasă online și să urmărească o lecție. În continuare avem meeting-uri pentru a pregăti anumite activități. Am avut săptămâna trecută, vinerea 15-a ediție a concursului Religia în dimensiune virtuală și multe echipe din țară au prezentat în direct lucrarea lor. Nu au fost prezenți elevii în sală, au prezentat din sălile lor de clasă, din școlile lor. În continuare trebuie să utilizăm aceste oportunități deosebite. Bine, cumva cred că să le și, nu neapărat implementați, dar să le și sedimentați cât mai solid, pentru că acestea să aibă un curs cât mai fluent asupra studenților, asupra elevilor. Și legate de aceste cursuri hibrid, oportunități de a intra online, de a nu te deplasa și practic de eficientizarea timpului. Exact. I-ați simțit pe elevi poate mai încântați de modulul acesta hibrid în momentul în care a fost pandemia sau au fost mai dornici de a fi în sală la școală? Elevii noștri sunt dornici să fie în sălile de clasă. Să știți că cumva e paradoxal. Și profesorii la fel. Da, însă cumva e paradoxal pentru că este un domeniu al informaticii, unde practic știm foarte bine acel profil țintă al unui licean de informatică sau al unui student la informatică sau unui angajat în domeniul IT, cu laptopul oriunde ai fi, oriunde ai călătorii, cu oricine te-ai afla, poți să intri să-ți faci treaba foarte ușor. De asta zic că e paradoxal faptul că ei totuși și-au dorit să vină în săl și nu să stea de acasă, de pe laptop. Să știți că elevii noștri sunt foarte atașați de oameni și noi, chiar dacă am utilizat dintotdeauna tehnologia foarte mult, nimic nu înlocuiește comunicarea directă cu oamenii. Și colegii mei și elevii consideră că lecțiile din sălile de clasă, atunci când într-adevăr se conectează la învățare în prezența profesorului, atunci în prezența fizică a profesorului,
conduc la rezultate. Într-adevăr, dacă e să ne gândim la un profil al unui om de IT de acum, nu știu, poate 10 ani în urmă, observăm că acest domeniu, bine, oricum și conceptul de dezvoltare personală a apărut o idee mai târziu și nici domeniul IT nu era atât de dezvoltat acum 10 ani în urmă, dar exact cum ați spus și dumneavoastră că sunt dornici să aibă o comunicare verbală și non-verbală, poate, și din gesturi cu profesorii lor, îi ajută foarte mult ca să își descopere și alte laturi mai umane decât realistice în ceea ce privește domeniul IT. Doamna director Adina Românescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și ați împărtășit cu noi atât de multe informații prețioase. Observăm niște rezultate la niște tineri care cu siguranță în viitor nu doar vom apela la serviciile lor, dar îi vom remarca într-o mulțime de oameni cu anumite capacități de IT și vă dorim mult succes în continuare în tot ceea ce desfășurați și data viitoare să auzim mai de bine, dacă se poate mai bine de atât și cu mai multe informații la zi. Mulțumim tare mult, elevii noștri sunt străluciți, într-adevăr. Îi felicităm și pe acestea. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. O seară frumoasă!